Stegarii de la FC Brașov nu au reușit încă să obțină o victorie în deplasare după 8 etape consumate din actuala ediție a primei ligi fotbalistice. Ar fi putut sparge gheața în această ultimă rundă, în care a jucat pe terenul celor de la Ceahlăul Piatra Neamț, formație ce ocupa înainte de această întâlnire un loc retrogradabil. Mai mult, gazdele jocului de sub Pietricica au avut numai două baloane direcționate pe spațiul porții nefericitului Taborda, care a fost învins în ambele cazuri. A fost suficient pentru nemțeni să termine învingători, în ciuda golului egalizator pe care Brașovul îl reușise la un moment dat. A fost picătura care a umplut paharul în ceea ce îl privește pe finanțatorul Ioan Neculae. Bosul Stegarilor a luat măsuri urgente în ceea ce privește banca tehnică și l-a instalat la timona corabiei brașovene pe Viorel Hizo. În favoarea echipei am luat decizia schimbării. Domnul Hizo a fost dispus să vină să lucreze cu noi. Știm cum lucrează, e un antrenor care impune o disciplină, pune disciplina pe primul loc, pregătirea fizică pe același loc și deci nu mai putem discuta despre, nu putem pune la îndoială seriozitatea și profesionalismul. Pe numele său de scenă, Dulăul, noul antrenor al Brașovului, transmite elevilor săi primul și de fapt cel mai important mesaj. Probabil că o să le spun că nu sunt cel mai bun antrenor din România, dar nici cel mai prost. Iar din momentul ăsta, efectiv dictez. Pentru că e o situație care nu-mi convine ca și clasament. În momentul ăsta toată lumea trebuie să înțeleagă că nu mai poate să facă decât ceea ce eu comand. Deci nu cer, comand. Diferența de vârstă între noul antrenor și patron este de numai 10 ani, dar surplusul pe care îl deține Viorel Hizo ar putea fi anihilat din punct de vedere fizic, zice Dulăul. Când mergem la teren acum, vedem care cum stăm cu tinerețea. Da. A? Prima, a doua, a treia. Nu zic, să nu credeți că eu stau rău. Nu stau rău deloc. Cu condiția fizică, da. Nu, dar poate ne-a violat că sunt un sedentar din asta. Nu, alerg în fiecare dimineață 5 km, minim. Da? Nu cu elicopterul. Nu cu elicopterul, cu picioarele. Da? Tot ceea ce ați văzut până acum a devenit o farsă și asta pentru că la nici 24 de ore de la instalare, Viorel Hizo a zis la loc comanda și a revenit în Sibiul său natal. Cel puțin până la jocul de duminică, atunci când Brașovul primește vizita moldovenilor de la FC Vaslui, interimatul pe banca tehnică a Stegarilor va fi asigurat de Adrian Sabo.